Salutări din Jamaica, uitați-vă la The Unlike Show. Wagwan, Alex, watch Unlike Show. Salut, sunt Alex, bine vin la The Unlike Show, emisiunea ta cu subiectele mele. Cea mai mare bancă de spermă din Anglia, The London Sperm Bank, a lansat o aplicație de mobil prin care poți alege candidatul perfect din vârful patului. Anonimatul candidaților este păstrat, bineînțeles, și poți alege din diferite filtre, cum ar fi personalitate, ocupație, etnie, culoarea ochilor. Asta dacă nu ești hotărâtă, dacă știi exact ce vrei de la viață, bagi acolo direct câteva filtre și când apare candidatul optim, vei primi notificare. E un fel de Tinder pentru făcut copii. Și acum un motiv bun pentru care tu nu dai share la emisiune, deși te rugăm de ani de zile, hai să învățăm cum omor caracatița aia care se mișcă în farfurie. Just got an octopus today. These things are really good eating. You got to put them in the freezer to change the texture, and to kill them, you bite them right between the eyes. Because that's where the brain is. There you go. Pirații se întorc din 29 mai 2017. Pirații din Caraibe, oamenii morți nu au povești, s-ar numi această parte a 5-a a francizei. Johnny Depp nu apare în promo, dar bineînțeles că e acolo, de ce n-ar fi, n-ai ce să-i faci. Javier Bardem va fi Captain Salazar, cam atât timp până acum. Mie se personal nu-mi plăcea de Keira Knightley, sper să nu mai apară. Vorbești singur, bă? Din seria românilor care ne vor face mândri peste hotare, avem azi pe clujenii care vor produce prima mașină electrică low cost de la noi din țară. Aceasta va avea autonomie de 100 de kilometri, va cântări sub sau chiar 150 de kilograme, dar vreau să zic sub greutatea mea. Abia din martie-aprilie o să vedem pe șoselele noastre, cel mai probabil pe pista de biciclist. Glumă proastă de bucureștean care simte că ăștia clujenii ne fură oportunitățile de sătucioare. Tehnologia este un moft în zilele noastre, noi și cei mai tineri o înțelegem mai ușor sau mai rapid decât matematica de clasa 1. Recent am învățat-o pe bunica mea să răspundă la un fost telefon de-al meu polifonic. Telefon care are buton separat de răspuns și buton separat de respins. De un an de zile încerc să o învăț să facă diferența între butoanele astea două. Dar hai să vedem cum se trimitea un mail în 1984, ca să vedem dacă ne mai dădeam smei, că știm cu tehnologie. Era super simplu, porneai râșnița, conectai telefonul ăla în care se bagă degetul în cifră și rotai până la capăt ca să formezi un amură de 5. Doamne, cât îi urai pe aia care aveau 8, 9 sau 0 numărul lor de telefon, că îți trebuia o rotire completă. Cum ziceam, conectai telefonul printr-un cablu, printr-un modem, apoi calculatorul te punea să-l suni, îți apărea pe ecran sună-mă prin telefon, sunai calculatorul prin telefon, opriți-mă când depășim absurdul, îți răspundea computerul printr-un ton specific, îți spunea să introduci parola și la momentul ăsta suntem cam la zi cu calculatoarele de la Poșta Română, același soft și același imprimante care îți dărâmă timpana. Veste proastă pentru lajumate.ro, OLX, Ocazii sau Publi24. Trebuie să denumim mai multe ca să nu facem reclamă, ne-au spus avocații. Facebook va lansa în curând Marketplace, o piață de lucruri propuite de pe urma cărora tu ai vrea să faci un profit. O să existe un buton în aplicația de Facebook pe care o să-ți arate lucrurile din preajma ta scoase la vânzare. O să poți să cauți ce vrei tu, tastaturi ce vrei tu, fulare ce vrei tu, biciclete ce vrei tu, absolut orice. Faci o poză, pui prețul și aștepți ca pe scarp. Mercedes a anunțat generația EQ, un SUV electric capabil să meargă până la 300 de km. Renault au lansat și o mașină numită Zoe, capabilă să meargă 200 de mile până la încărcare. Se observă un trend. Mașinile, adică pe viitor nu o să mai vorbim de cât prinde a ta până la 100 de km, ce gențai o să fie, bă, a ta cât duce până la încărcare și n-ai vrea să fii prostul la care are baterii 777 în buzunar. Opel ala... Da, nu, nimănui nu-i pasă de Opel. Concluzia e următoarea. Viitorul electric din oglindă este mult mai aproape decât pare. Eu am fost Alex și până data viitoare, dacă vreți să vă apară notificări cu emisiunea noastră, acolo lângă butonul ăla de subscribe, pe care n-ați apăsat și apăsați acum, e așa un clopoțel. Dați click pe el ca să primiți notificări. Sau care ați dat subscribe, apăsați pe clopoțelul ăla. Ca să vă apară emisiunile, mă. Atenție! Urmează imagini care te pot afecta, dacă în general te afectează imaginile cu sânge. Puteam să fiu eu. Adică am fost și eu acolo o vară în 2012, printre urși și grizzly. Un vânător din Montana a fost atacat de o mamă grizzly care avea doi pui. Bineînțeles, ea a încercat să-i protejeze. După ce a scăpat cu câteva zgârieturi, a luat-o la sănătoasa spre mașină, dar l-a prins ursoaica din urmă și iar l-a trântit. Om a făcut pe mortul, l-a mușcat de umăr, l-a mușcat de braț, l-a mușcat de toate cele, l-a zgâriat pe tot capul, dar pentru că a făcut pe mortul, a scăpat. Concluzia e simplă. Dacă te atacă vreodată ursul, când te duci să arunci gunoiul la Brașov, la marginea orașului, că sunt urși, păi și tu pe mortul, că te lasă în pace. Cu cât te zvârcolești, cu atât o să vrea să-ți ia suflu. Chiar azi, după ce terminăm noi emisiunea,
Google o să lanseze un smart telefon numit Pixel, conform zvonurilor. Am primit și noi un prototip și l-am chiar aici. O să fie în două dimensiuni, unul mic, Pixel, și unul mare, ca al meu, Pixel XL. 12 pe spate, 8 pe față, megapixeli, quad-core, 4 GB de RAM, card slot care merge până la 256 de GB. Important e să ți-l iei pe la mare, că la mic se rupe imediat. Eu am fost Alex, până data viitoare nu uita să dea subscribe, fiindcă oamenii ăștia muncesc destul de mult la emisiune și chiar merită.